Veniți, vă rog, dacă ne auziți? O singură precizare. Vă rog. Sunt procurorul de caz, purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă tribunalul Lloyd. Procurorul de caz este la fața locului. Împreună cu echipele operative se efectuează percheziția la domiciliul acelui bărbat de 66 de ani din Caracal. Spuneam că percheziția domiciliară încă nu a fost finalizată, continuă, astfel încât în momentul în care se va finaliza, cu siguranță acea persoană va fi condusă la audieri, iar în funcție de toate cercetările efectuate până acest moment, se va ajunge și la luarea măsurilor corespunzătoare. La ce oră ați fost solicitați pentru acest caz? Parchetul de pe lângă tribunalul Olt a fost investit în jurul orei 10:30-11. Deci la 5 ore după începerea perchezițiilor. Pe parcursul efectorii percheziției, da. Deci până în momentul acesta s-a ocupat poliția sau cine a fost? Nu poliția. Parchetul de pe lângă judecătoria Caracal și organele de poliție sub supravegherea acelei unități de parchet. Da, eu nu știu dacă, acum eu aș mai întreba-o pe doamna care este purtător de cuvânt niște lucruri, dar nu știu dacă pare aceste detalii, dacă abia s-au ocupat, abia au preluat cazul, nu știu dacă este înțeleg că momentul s-a făcut să mai întrebăm ceva. O primă expertiză și că resturile sunt umane, nu? Puteți să ne răspundeți la această întrebare? Nu am înțeles întrebarea, nu știu. S-a făcut o primă expertiză, înțeleg, și resturile ar fi umane, pachetele acelea. Nu s-a făcut nicio expertiză. Deja suntem într-un stadiu incipient, nu putem discuta despre efectuarea o expertiză de urgență medico-legală care a confirmat faptul că... Dumneavoastră știți ceva despre cazul acesta? Puteți să ne dați niște detalii în afară de faptul că se fac acum percheziții? În afară de faptul că se face percheziție, foarte multe informații nu vă pot furniza pentru că toate aspectele acestea pe care dumneavoastră ni le solicitați se fac în cadrul acelei activități care încă nu a fost finalizată. Cât o vreme o activitate nu a fost finalizată, nu vă putem furniza. Am înțeles. Informații. Bun, mulțumesc foarte mult. De caracterul nepublic al urmăririi penale. Da, mulțumim pentru această intervenție. Domnule